Cel mai nou jucător de la Pandurii, Cristi Săpunaru, a fost prezentat oficial în cadrul unei conferințe de presă. Fundașul are planuri mari la echipa actuală, declarând că vrea să transforme fiecare meci într-o victorie. Întotdeauna am putut să fiu mai sus în clasa meci. Ambiția mea este să câștig fiecare meci, la care voi fi pătrânit sau la care colegii mei vor fi pătrânit. Și conducerea clubului are mari așteptări de la cel mai nou jucător al Pandurilor. Considerăm că a fost o mutare foarte bună de ambele părți. Este un jucător cu mare experiență, așa cum am spus, în momentul în care a semnat. E o provocare pentru orice club din România să reușească să aibă în componență un astfel de jucător. Sunt tot mai rari, din păcate, în fotbal românesc, care reușesc din teren, și subliniez, să câștige o cupă europeană. Cristi a reușit acest lucru. Fundașul Cristi Săpunaru va debuta pentru Pandurii în meciul de vineri cu ASEA Târgu Mureș.